Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buciun în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciun, județul Bacău. Continuă dispoziția articolul 31 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 215 alineatul 1, litera A din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Buciun în ședință ordinară în data de 28 decembrie 2018, orele 10, la sediul primăriei Comunei Buciun. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4 anul 2018 al Comunei Buciun, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a funcționanței de la bugetul local pentru obiectivul extinderii rețelei de alimentare cu apă în satele Buciun și Lăcăuți, Comuna Buciun, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractului de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul extinderii rețelei de canalizare în satele Buciun și Lăcăuți, Comuna Buciun, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Buciun pentru anul școlar 2019-2020, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegare gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2357/06/05/2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SEC, compania Rompres Service S.A., inițiator primarul Comunei. 9 diverse. Domnule președinte, o declarăm începută și supunem la vot ordinea de zi pe care a prezentat-o domnul primar. Cine este pentru? Mulțumesc. Pentru de a continua ședința, supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 1 al ordinei de zi. Vă rog, domnul Cosma. Expunere de motive privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciun pe trimestrul 4 anul 2018. Doamne și domnul consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local cu suma totală de 222.000 lei, sumă provenită după cum urmează. Prin adresa Consiliului Județean numărul 23.330 din 2018 au fost repartizați Comunei Buciun 92.000 lei pentru echilibrarea bugetului local. Conform adresei numărul 7152/2017, AJFP Bacău au fost repartizați Comunei Buciun 130.000 lei tot pentru echilibrarea bugetului local. Cu privire la repartizarea acestor sume la partea de cheltuieli, vă aduc la cunoștință faptul că 11.000 lei am propus să fie repartizat pentru transferul cu caracter general, respectiv pentru achitarea contribuției restante la protecția copilului pentru luna decembrie 2018, iar diferența de 211.000 lei i-am alocat plății factorului neanchetat la serviciul de salubrizare în perioada iunie-decembrie 2018 pentru rompere și taxa ECOSUR. Având în vedere expunerea făcută, mai sus loc să supuneți dezbatere și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Doamna președinte. Mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei Economice, domnul Tudor. Deci, pentru punctul 1, Comisia de Buget Finanțe acordă afirmativ. Dacă sunt dezbateri, dacă sunt alte propuneri, vă rog, ne fiind, supunem la vot punctul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Vă rog, punctul 2 al ordinei de zi, domnul primar. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul extinderii rețelei de alimentare cu apă în satele Buciun și Lăcăuți, Comuna Buciun, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, așa cum am mai prezentat și cu ocazia aprobării bugetului local pe anul 2017 și în anul 2018, în acest an am demarat procedura pentru obținerea finanțării din fonduri majoritar nerambursabile și parțial de la bugetul local la investiții extindere
rețea de alimentare cu apă în satele Butun și Răcăuți, comuna Butun, județul Bacău. Vă aduc la cunoștință faptul că în anul 2017 am aprobat realizarea acestei investiții prin hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 38 din 16 octombrie pe timp și confinanțarea pentru acest obiectiv prin hotărârea Consiliului Local numărul 39 din aceeași dată, conform ordinului MDRP numărul 1851/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificări și completările ulterioare, articolul 12 alineatul 4 și articolul 12 alineatul 5 pentru obiectivele de investiții incluse în program. Un program care au încheiate contracte de finanțare multianuale în termen de 30 zile de la data emiterii ordinului prevăzut la articolul 10 alineatul 3, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv, iar beneficiarul analizează corespunzător devizul general al obiectivelor de investiție după încheierea contractului de achiziție și îl transmit Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 15 zile calendaristice. Pentru aceste considerente este necesar să se adopte hotărârea de Consiliu prin care se aprobe devizul general actualizat la acest obiectiv de investiții. Devizul a fost întocmit și actualizat cu indicele de inflație corespunzător perioadei dintre data întocmirii inițiale și ultimul trimestru al anului de către SC Impo Construct SRL. Având în vedere necesitatea continuării proiectului supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice și economice actualizate după încheierea contractul de achiziție și asigurarea cu finanțări de la bugetul local pentru obiectivul de extindere de rețea de alimentare cu apă în satele Buciu și Răcoți, comuna Buciu, județul Bacău. Doamna președinte. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei Economice, să-și expun un punct de vedere sau... Deci, în cazul Comisiei, am dezbătut acest proiect de hotărâre. Singura modificare sunt date tehnice pe care nu suntem recompetenți, analizate, dar trebuie să respectate, pentru că ele vor fi verificate. E normal să actualizeze cu rata inflației sumele care au fost la începutul devizului, pentru că și ăștia sunt bani. Oricare ar fi constructorul, cel care câștigă licitația, prețurile sunt altele, deci devizul costă mai mult. Adică, efectiv, cu rata inflației. De aceea nu avem nimic a ne împotrivi. Este ceva legal. Avizul afirmat. Mulțumim. Dacă sunt propuneri, ceva, păreri, sunteți de acord cu acest punct al ordinii de zi, vă rog. Mulțumim. Vă rog, domnul primar, spuneți punctul 3. Expunere din motivul al proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul extinderii rețelei de canalizare în satele Buciu și Răcăuți, comuna Buciu, județul Bacău. Doamnă și domnul consilier, acest proiect de hotărâre este asemănător cu cel prezentat anterior, pentru că se referă la aprobarea indicatorilor actualizat pentru alt obiectiv de investiție și anume extinderea rețelei de canalizare în satele Buciu și Răcăuți, comuna Buciu. Întrucât motivația legală pentru inițierea acestuia este aceeași, vreau doar să precizez faptul că în urma actualizării și de vizit general, valoarea totală a investiției este de 5.267.382 lei, inclusiv TVA, cu finanțarea de la bugetul local fiind în valoare de 298.644 de lei, inclusiv TVA, iar cea de la bugetul statului în sumă de 4.968.378 de lei, inclusiv TVA. Având în vedere necesitatea continuării proiectului supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizate după încheierea contractului de achiziție și de asigurare a confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul extinderii rețelei de canalizare în satele Buciu și Răcăuți, comuna Buciu, în județul Bacău. Doamnă președinte. Mulțumim. Vă rog, domnul Tudor. Este vorba de renume că obiectivul este altul, dar contribuția noastră s-a actualizat și contribuția noastră la acest din bugetul local. În finanțarea acestui proiect. Deci s-au schimbat datele pentru s-au indexat. Dar în rest au rămas toate lucrurile la fel. Numai că au crescut un pic. Un pic contribuția noastră de la bugetul local la asta. Pentru realizarea proiectului. Afirmativ. Mulțumim, vă rog, sunt opinii. Supunem la vot și acest punct, vă rog. Mulțumim. Vă rog, domnul primar, aveți cuvântul pentru punctul 4 al ordinii de zi.
Expunere de motive prin inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre inițiat și propus a fi dezbătut în ședință ordinară a Consiliului Local Bucim în această lună are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Argumentul inițierea acestui proiect de hotărâre constituie obligativitatea Consiliului Local de a stabili anual și de a aduce la cunoștință publică cuantumul impozitelor și taxelor locale. Analizând referatul numărul 4698 din 9-11-2018, întocmit de biroul buget contabilitate venituri achiziții publice, am considerat că pentru anul 2019 cuantumul impozitelor și taxelor locale să rămână aceeași ca în anul 2018, având în vedere că au fost majorate cu 10% anul trecut. Având în vedere acest argument, rog să analizați și să aprobați impozitul și taxelor locale pentru anul 2019. Mulțumim. Din nou, domnul Tudor, vă rugăm să vă spuneți da, opinia. Da, sunt parte de deci, acest lucru am avut la dispoziție să știm absolut toate taxele pe care Consiliul Local în casana anul care vine. Nu sunt modificări față de anul trecut și asta trebuie adus la cunoștință localnicilor, cetățenilor, pentru că nu s-au modificat și asta este un foarte bun. De asemenea, trebuie menționat că s-a menținut și în acest an prevederea de anii anteriori, prin care cei care plătesc până la 31 martie vor fi scutiți cu 10%. Vor fi bonificați un fel de bonus, 10% care vor plăti tot, pe tot anul taxele, vor beneficia 10%. În rest, alte modificări nu sunt, sunt sume foarte mici, m-am uitat să văd la mașini 20 de lei pentru taxe, pentru impozit pentru mașini. Dar sunt lucruri la care cetățenii ar trebui să fie sensibili și să vadă că primăria nu au pus pe ei tunurile ca să le ia bani și asta. Dacă se va mări undeva și se va mări, o să vedem spre sfârșitul ședinței, se compensează cu așa, că a fost ușor, l-am trecut, ați văzut, noi, eu, de exemplu, am trecut, am propus 15%, să mărească, s-a rămas la 10%. Dar anul ăsta, spre sfârșitul ședinței, veți vedea că s-a mărit un preț și aici va trebui să-i lămurim. Și nu-i mare nici da, să-i lămurim pe cetățeni și când ne trimitem scrisoarea aia, trebuie să-i punem tabelul ăla, cât plătesc alții. Să le anexăm și tabelul ăla, ca să vadă cât e la noi și cât e la alții. Afirmativ este. Mulțumim, mulțumim. Sunt alte propuneri, opinii. Supunem la vot și acest punct, vă rog. Mulțumesc. Vă rog, domnul primar, următorul punct al ordinii de zi, că vreau să ne prezentați. Expunerea din motive privind inițierea proiectului de hotărâre la aprobarea rețelei de școli din Comuna Bucim pentru anul școlar 2019-2020. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre prezentat a fost inițiat ca urmare a primirii adresei privitor la aprobarea rețelei școlare de transmisă de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău, înregistrat la numărul 12328 din 23-11-2018, după cum și deja în luna decembrie a fiecărui an, primim adresa de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care ni se solicită că pe baza propunerii școlii de la comună să se întocmească proiectul de rețea școlară. Ca urmare a acestei solicitări, s-a transmis prin propunerea de rețea școlară, așa cum ni s-a comunicat de Școala Generală Bucium, în sensul de a se menține același unitate de învățământ pentru anul școlar 2020. Ca urmare a transmiterii acestui răspuns, am primit avizul conform, urmând ca pe baza acestui aviz să se adopte hotărâre de Consiliu în această ședință. Temeiul legal al înțelegerii proiectului de hotărâre este prevăzut în OMN numărul 5235 din 24-10-2018 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea ciclului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. Având în vedere cele prezentate mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumim. Vă rog, domnul Benciu, în fața Comisiei Juridice, să vă spuneți. Comisia Juridică a luat la cunoștință proiectul, deci nu sunt autor de clarități, deci are aviz favorabil de partea noastră. Mulțumim. Supunem la vot. Mulțumim. Domnul Coveți? Da. Da, vă rog, domnule. Ar trebui să vă aduc la cunoștință privind planul de școlarizare din Comuna Bucium, că de fiecare dată, pentru că dumneavoastră ați hotărât ca
eu și doamna Rodica să facem parte din Consiliul, reprezentanța Consiliului Local, de statul Consiliului de Administrație a școlii, domnul primar Leo Martor. De fiecare dată am rugat pe cei din Consiliul de Administrație, rectă doamna director, pentru a interveni pe cât este posibil pentru ridicarea gradului de pregătire la școala Buciu. Asta în ideea de a preîntâmpina transferul elevilor din comuna Buciu către oraș. Am rugat atât profesorii din cadrul Consiliului de Administrație, e alegerea dumnealor, dar consider, cel puțin o spun acum la nivelul Consiliului Local, că membrii Consiliului de Administrație aleși din partea profesorilor, în afară de doamna director și doamna Rodica, eu n-am nimic împotrivă, dânsii și-au făcut alegerile acolo, dar două doamne educatoare în Consiliul de Administrație, o doamnă de religie și cam atât. Pe când importanța, să zic eu, a orelor de curs este alta, altă oră. Deci ar trebui un profesor de română, de matematică, de asta în Consiliul de Administrație. Este treaba dumneavoastră, dar eu am să ridic problema aceasta în următoarea ședință de Consiliul de Administrație, pentru că ne confruntăm în fiecare an, deci noi păstrăm planul de școlarizare, dar ne confruntăm în fiecare an că, nu știu dacă anul ăsta s-ar putea în vară, când ne vin astea, să fim iar obligați ca să votăm, cum am votat data trecută, în Consiliul de Administrație a Școlii, să votăm cumularea claselor. Ceea ce nu este normal. Pentru că au plecat, am trecut, au plecat 10 copii. Nu este normal. Nu este normal. Și asta am ridicat-o și aș vrea să vă aduc la cunoștință dumneavoastră că cu prima ocazie care vor face Consiliul de Administrație, voi ridica și această problemă a componenței Consiliului de Administrație. Este problema dumneavoastră, dar cred eu că ar trebui dat mai multă importanță la așa ceva. Simpla prezența doamnei director sau eventual, la fiecare Consiliul de Administrație voi propune să fie invitați cel puțin doi profesori de la celelalte obiecte, la celelalte materii, sau să vadă și dumneavoastră cum se pune problema în Consiliul de Administrație. Pentru că elevii nu prea atât de bine. Atât am avut. Mulțumim. Mai sunt și alte opinii? Le supunem la vot, în final, acest punct. Mulțumesc. Vă rog, domnul primar, ne prezentați următorul punct al ordinei de zi. Expunere din motivul la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea planului anual de evoluție a special de salvizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat Management al Deșeului Școlii din Județul Bacău și a cuantumului taxe special de salvizare pentru anul 2019. Doamnelor și domnilor consilieri, la baza proiectului de hotărâre a stat adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău, numărul 3600 din 23-11-2018, prin care am fost informați că planul de evoluție a taxelor tarifelor a fost aprobat prin hotărârea numărul 32/2010, nu mai este de autoritate și s-a solicitat aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat în vederea restabilirii sustenabilității financiare a contactelor de salubrizare în cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Cererea se întemeiază pe solicitările expuse ale primarului reprezentanților OAT-urilor în AGA, ADIS, Bacău, privind necesitatea actualizării cuantumului taxei speciale de salubrizare raportat la numărul utilizatorilor de serviciul public de salubrizare declarat în anul 2018, la calitățile de deșeuri efectiv generate, precum și la evoluția recentă a indicelor prețului de consum și la cuantumul salariului minim, aspecte care se reflectă în mod automat în cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciului de salubrizare. Taxa de salubrizare în vigoare, instituită și colectată de către OAT-uri și transferată către ADIS Bacău, exclusiv în vederea plății facturilor celor doi operatori, este insuficientă, fiind evidențiat la această dată un deficit de finanțare a serviciului de salubrizare de aproximativ 8 milioane de lei, datorat în special următoarelor cauze. Scăderea populației față de data calculării taxei de la 437 față de 708. Deci acum 10 ani erau 708.000 de locuitori, acum mai avem 437 raportați. De fiecare comună sau fiecare oraș, atât au mai raportat, fiindcă o parte din ei sunt plecați.
creșterea cantității de deșeuri, înregistrându-se o cantitate aferentă unui număr de aproximativ 730.000 de locuitori față de 437 utilizatori plătitori. Aici este vorba, au scăzut numărul locuitorilor, dar s-a dublat cantitatea de gunoi. Fiindcă cetățenii, după cum știți, și majoritatea știți, cenușă, mătură prin ogradă, mătură șanțul și pune în pubel. Subliniem că la taxe prevăzute în planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizată în input indexarea taxelor și prevăzute în planul de evoluție a taxelor și tariflor ce a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 32 pe 2010, contribuția pentru economia circulară prevăzută în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 74 pe 2018, pentru modificarea și completarea legii numărul 211 pe 2011, privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249 pe 2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor și a, de ambalaje, și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 pe 2005, privind fondul pentru mediu, precum și creșterile salariare, și asigură sustenabilitatea sistemului în condițiile unei populații conform declarațiilor OAT-urilor din iunie 2018, fără modifica datele aplicate de finanțare ale studiului de fezabilitate și analizei ca cost-beneficiu al proiectului SIMEDS în județul Bacău. Potrivit articolului 26, alineatul 1 litera B și din legea privind serviciul de salubrizare a localității numărul 101 pe 2006 cu modificări și completări ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale. În cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, nivelul acestor fiind stabilit astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare, să încurajeze investițiile de capital, să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorilor conform dispozițiilor aliniatul 8 din același articol. Articolul 11, aliniatul 1 din documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, cu modificări și completările ulterioare, stipulează că părțile sunt responsabile să creeze condițiile astfel încât costurile legate de realizarea durabilă a serviciilor și operarea instalațiilor construite în cadrul proiectului să fie recuperate printr-o structură cât mai adecvată a taxei. Articolul 18, aliniatul 7, din documentul mai sus referit, modificările și completările ulterioare prevede că, că nivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din decizia de finanțare din acordul de împrumut pentru credite de cofinanțare a tarifelor rezultate în urma derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare a serviciului de salubrizare și prevederilor legale aplicabile. Potrivit articolul 9 alineatul 2 din legea numărul 101 pe 2006, autoritățile administrate publice locale au obligația să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestații pe care acestea le efectuează în beneficiu întregii comunități. Prin adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, numărul 664566 din 12-12-2018, a fost comunicat faptul că subvențiile de la bugetul local stipulat la articolul 25 litera A din legea privind serviciul de salubrizare a localității numărul 101 pe 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda cu respectarea legislației specifice privind ajutorul de stat. Prin adresa numărul 17001, din 18-12-2018, Consiliul Concurenței se confirmă acest aspect. Deși inițial nu am fost de acord cu această majorare a taxei de salubritate, în cele din urmă trebuie să aprobăm pentru că toate OAT-urile aprobat-o și pentru că cetățeanul să nu suporte o majorare așa de mare, am propus să aprobăm și această subvenție de 1,82 lei de la bugetul local. Față de cele mai sus menționate, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare autorizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 trebuie supus spre analiză și aprobare către dumneavoastră. Aici ADIS-ul a aprobat pentru comunii 682, după cum ați văzut, da, materiale, au aprobat și noi toți primarii din județul Bacău au aprobat 682 în plural și la urban e 15 lei, 1589 la Bacău. Din ce cauză? Fiindcă raportul de populație a scăzut, prin ce am declarat noi, ați văzut de la 700.000 la 400 ceva de mii, la câte eram în 2019, 18 la 4,07
și până acum prețurile au mers pe pagubă. Cantitatea de gunoi a fost, ați văzut că cantitatea de gunoi s-a dublat față de locuitori, fiindcă omul nu înțelege. Și cu greu o să-i aducem să, ca în pubelă să punem numai ce trebuie, nu piatră ce nu știu, moluz din o gradă după șanț cu lopata să pună în pubelă, că ei nu au gunoi și pune altceva. Și am zis așa că pentru populație la Buciun să fie 5 lei și 1,82 să suportăm de la bugetul local. Alte soluții deocamdată nu avem decât să viceprimarul îi dau o sarcină puternică în fiecare marți, în fiecare marți după mașină, plus o să fac niște fluturașe la fiecare căsuță, să mai explic încă o dată, că am mai explicat de două ori. Ce trebuie să pună... Și la școală, să m-am oprit în drum, mi-a fost rușine de rușinea lor. Mătura, punea moluzul după marna șanțului și după zona aia până în car sau din ogradă, puneam pubelă cu lopata, mătura și puneam pubelă cu lopata înainte de a veni mașina. Trebuie să ducem muncă atât eu, viceprimarul, și dumneavoastră, domnul consilier, pentru reducerea cantității de gunoi. Pentru 2018 550 de tone, 2017 am avut 535 de tone, deci mai mult avem ca în 2017 cu câteva tone. Și numărul... Și numărul am raportat, că atâta să mai gădesc, să sunt declarații, am raportat 2223, ultima raportare care am făcut-o. Și sper să... să-i facem pe oameni să înțeleagă că în pubela aia să pune gunoi melanjer. Nu alte minuni. Nu frunză de nuc, nu lumeguș, saș cu lumeguș, nu saș cu frunză de nuc sau de alți copaci, nu crânci de trandafir, nu. Nu se pune așa ceva. Acelea în grădină, că toată lumea, 99,9% din comuna Buciun au grădină, a unde să ducă frunza. Mai sunt acelea, dacă vă aduceți aminte, pubele de compostare negre, care le-am dat vreo 700 de bucăți, da, da, dar au pus cloșca în elii unii. Unii pun crânci și fac gunoi și ce mai adună cu frunze, pentru roșii, pentru ce o să au ei pentru furi, unde să pună acest gunoi. Nici mie nu mi-a convenit de prețul ăsta, dar altă cale nu există. Cale de întors nu există. Și problema națională. Nu există și numai atâta. Populația trebuie să înțeleagă și să ducă cum am adus, sau să poate mai, o să mai îndui pentru 10 puncte. Mi-au promis că mai îndui pentru 10 puncte pubele pentru selectare, sticlă, hârtie și plastic, dar și acolo ar trebui luăm prestul și sigur o să procedeze ca la telefonul meu sau viceprimarului să nu vină în fiecare marți, vine o mașină pentru câteva kilograme de cătii, marți, odată. Marțea următoare vine pentru sticlă, ia 10 kg. Nu scoate nici zâmțele, nici bani pe zâmțe la cauciucuri. Și sper că în următoarele ședințe de la ADIS, care o să fie și eu reprezint acolo, să propunem ca mașina care vine pentru selectare să vină numai la telefonul nostru, când sunt câteva pubele pline, la bidoane, la plastică, să umple un pic mai repede. Da, la plastic. Dar la restul vine mașina pentru de pomană până la Buciun. Eu vorbesc de Buciun. Ce se întâmplă la Buciun? Exact în tot județul Bacău. La selectare. Se adună foarte puțin, că ăstea sunt foarte rare. Pubelele sunt foarte rare de selectare și nu poate nimeni, sau care-ți pe aproape mai duc bidoane, sticlă și hârtie în el.
care sunt departe, nu vin cu așa ceva și le pun tot în, în pubera de gunoi. Acum, la urmă, educația cetățeanului e cea care... Numai că avem de treabă, da, avem de muncă și sper ca majoritatea să înțeleagă. Prin futurașii care o să-i trimit, prin dumneavoastră, domnul consilier, vorbiți cu vecinii, cu... Când vă mai întâlniți, sau vedeți că acolo, în loc de pe lângă pubioală, mai sunt trei sași de rumeguși sau de frunză, fără nicio rușine, oprit și spus. Și viceprimarul, cred că de acum în fiecare marți, lasă orice activitate și acolo unde crede că pubioala are cenușă, are teatră, are moluză în ea, nu ridică. Sau vede saci cu fel de fel de frunză și crânci, nu se ridică, îi explică unde să le ducă. Deja am mai făcut și omul a înțeles. A înțeles pe un moment, a dus 4 și a mai scos 3. În grădină. Că cum a dus pe aia 4, a dus întâi pe toți 7. După ce ai plecat de acolo, mai scos 3. Cum mai scos 3. Da, domnul președinte. Mulțumim, vă rog, domnul Tudor, părerea dumneavoastră. Deci, nu știu dacă nu, în fiecare an, cel puțin de 2-3 ori, noi am discutat despre această problemă cu adisul, cu gunoiul, cu prețul, cu program, când ridică, când nu ridică, cu selectat. De data aceasta văd aici, în, la domnul primar, în proiectul de hotărâre, subvenționarea cu 1,82 a prețului. Acum întreb și pun și eu întrebarea și o rog și pe doamna secretară, poate găsește răspunsul chiar acum, acești 1,82 subvenționari noi am putea îndrepta către anumite familii, pentru că intră la o familie nu. 50 de milioane în casă și eu subvenționez gunoiul? Oprește. N-ar putea fi direcționat? Nu. O povătot? Da, oprește, oprește. Pe urmă, în periplul pe care îl va face domnul viceprimar, eventual unul din noi sau asta, ar trebui să-l însoțim pe sectoare prin asta. Eu am observat în zona mea o chestie extraordinară. Eu, mai mult familii, dar dau exemplu. Sau tău, sau lui Maria Tiții, ăsta la întâi care vine, stă toată vara aici, a Vasilii, n-au pubele, n-au asta, dar la pubelele de selectare, după noi, ei umplu. Cu roba. Apoi, ar trebui întrebați voi, gunoiul care îl produceți. N-aveți pubele, n-aveți contract, nu plătiți. Unde duceți? Mai întrebat. Păi, atunci el nu plătește și gunoiul? Ba da, plătește, de exemplu, cum să nu plătească? Toată lumea plătește taxa pe gunoi, în afară de cei care au apartament în oraș. Și mai vin și la țară. Când apartament în oraș, au apartament și stă doi. Plătește acolo? Plătește acolo, iar la noi e și la Buceam, n-am plătit. Au declarat numai unul. Numai unul, că dacă stă o lună pe bani sau două luni adunate pe nari, plătește numai unul. Foarte greu să mai ia pubele. Atunci s-au fost programul ăla, ca să adună, trebuie copii după buletin, tabel, să trimit la Bacău, Bacău aprobă, să ducă la Dir. Deci a trimit, să fie mai mult și să nu fac copii și să și unii de mult, vin foarte rar acasă, vor scoate într-un săpureț sau într-o pungă, pune la poartă, vor pus bidoane și bau, ei duc la selectare. Foarte bine că le duc la selectare. Eu ziceam că... Nu. Dacă ne avem pubele, nu plătesc. Nu. Păi n-am scris că pe urmă le-am scris o un fluturaș la fiecare. Da. Ai luat pubele, nu e pubele. E pubele, nu e pubele. Taxa pe gunoi, tot o plătești. Au crezut că dacă
Au mers o parte din documentare. Pe urmă au venit-o. Am mai adus pe urmă. Cred că în jurul la vreo 50-60 de pubele, 100 de pubele. Au venit cu... Și-au dat seama că altă șansă n-au. Și trebuie să vină. La pe care am putut, le-am adus pubele. Mai, de exemplu, acum mai am unul sau două buletine. Dar până nu o să adun 10, să pot să trimit la Bacău, vine mașina pentru două pubele să ne aducă mie la buletine. Totul este ca să-i convinge pe oameni să nu arunce cât de mai așa. În primăvară... Dacă asta nu o să observă scăderea taxa... În primăvară, când o să vină în februarie, martie, o să vă zic un pic al vinerii, o să meargă din poartă în poartă, registru agricol, copii după el, o parte din consilieri fiecare în sector, și o să facem o... Cu inventariu. Să vedem cine mai stă în ograda aia. Corect. Cât sunt? De exemplu, la ROR. Sunt patru. Corect. Cred că sunt, mai că sunt doi în ogradă sau unul. Și atunci, pe loc, fata de la ROR, facem modificarea, modifică și ia o declarație. Unde sunt? Ia declarație unde sunt cei. Da. Așa, avem multe declarații. Da, un fel de recensământ. Cine mai e în comună? Și atunci o statistică și știm exact unde-i plecat. Și trece acolo, unde-i plecat, și știm ce mai avem în comun. Așa, dacă nu o luăm de-n poartă în poartă, omul ne-ai om sau tante Ileana, nu vine ea la registrul agricol să spună. Asta nu mai e, sau nu mai stă, i-am făcut numai buletin. Dar nu mai stă la mine, stă în Timișoara. Da. Dar pe timpul ăla, atunci eu făcut buletinul, când aveam să-i fac în Timișoara, și eu făcut la domiciliul aici, la Buciu. Avem cazuri, multe cazuri de astea. Dar, na, acum e și timpul cum este, sunt sărbătorile, când o să vină căldura, din poartă în poartă, atât când s-au obligat, cât și să vedem ce mai avem în comună real. Nefiind loc de întoarce și reprezentantul nostru ales cu Consiliul de Administrație ADIS, mi-a explicat exact domnul primar respectiv, mi-a explicat că nu e loc de întors. Nu văd cum ne-am putea noi opune, pentru că nu ne mai ridică și întreabă cum vine alții și trebuie da un las dus. Și atunci, stiția mea. Au încercat și alții, doar știți situația de la Comănești, de la Dămănești, nu s-a reușit, toți au revenit la punctul de plecare. Asta e, s-au investit foarte mulți bani în groapa aia de noi. Fonduri trebuie să înțelegeți fonduri europene. Fonduri europene și ca să-i dai înapoi. Sunt monitorizate 5 ani. Nu avem încă. Altă cale nu există decât să... Noi. Da. Noi să producem gunoi mai puțin. Mai puțin. Rămâne cu oamenii să nu pună în bubelul decât gunoi menajer. Fără frunze, fără... Care își poate face în grădină? Dacă... Spațiul în care adun compostul, transformi gunoi. Altfel, asta e. Deci avizul comisiei. Avem. Mulțumim. Dacă mai există sau de propuneri. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, într-adevăr, acest proiect de hotărâre este un proiect de hotărâre nu atât de ușor. Problema curățenii este o problemă generală. Vreau să fac propunere, așa exact cum a spus domnul primar, nu mai repet. E o propunere bună, cât să controlăm familie, să vedem ce este vorba. Dacă m-aș referi la sectorul de activitate în care fac parte, într-adevăr este un sector de activitate foarte greu. Asta știți cu toții că sectorul de activitate se află cei rog și sunt foarte neînțelegători. Personal, domnul primar mă sună, te duci repede după mașină, oprești, vedeți care este situația. Într-adevăr, ne ducem, facem, domnul viceprimar la fel. Mai sunt și probleme prin care, deci vin cu căruțele și își pun gunoaiele și le aruncă pe oriunde. Personal, domnul primar s-a deplasat cu utilajul și am rezolvat toate gropile de gunoi prin care le-am astupat cu astea. Este foarte bună pus afișele prin care sunt interdicții pentru a pune gunoiul. Vreau să informez pe domnul primar că nu s-au rupt niciun afiș. Nu a mai trecut peste acea groapă prin care ați făcut-o cu utilajul să mai depoziteze gunoaile pe sectorul ăla de, în care i-ați văzut dumneavoastră că erau depuse. Unde am localizat acolo. Unde ați localizat. Mai pentru primăvară încărcate și duse.
Da, deci vreau să vă spun că o parte din ei au înțeles, mulți i-am găsit cu căruțele, i-am întors înapoi, așa, voi fi atent, numai voi veți face camere de la vedere, vezi ce faci. O parte au înțeles. Deci nu au mai depozitat cu noi pe sectorul în care i-am făcut curățenia. Rămâne să dăm ajutorul și să fim prezenți totdeauna atunci când suntem solicitați pentru această treabă. Așa avem o propunere, domnului primar, o secundă, vă rog. Aș cere rada de activitate, contanele alea să punem în intersecția aia mare acolo. Deci, trei containere era pe care... Mai înainte am zis, am da, urmează dacă sunt, să-mi dea, încă 10, da. 10 puncte. Atât am avut. Măcar pentru 10 puncte. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumim, supunem la vot acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnul primar, prezentăm următorul punct. Expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, Consiliul Local al Comunei Bucium a aprobat prin hotărârea numărul 11 din 19.05.2009 participarea unității administrative teritoriale în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău. Asociația Intercomunitară de Dezvoltare pentru Salvizare Bacău ADIS a fost înființată în anul 2010 fiind persoană juridică și de drept privat și declarată de utilitate publică prin efectul legii. Prin statutul asociației membrii au convenit încheierea unui contract de asociere în scopul implementării proiectului. În consecință, toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, inclusiv județul, au încheiat documentul de poziție prin care se stabilește modul detaliat de implementare a proiectului de care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucium numărul 36 din 21 a 12.2010. Acordul la care am făcut referire anterior a fost modificat prin actele adiționale numărul 1 și 2, în scrisuri aprobate la rândul lor prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 20.01.2017, respectiv hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 31.05.2017. Potrivit articolului 16, alineatul 3, litera C din statutul asociației cu modificări și completări ulterioare, Adunarea Generală a Asociației are ca atribuție stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii area serviciului de salubrizare. În cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Bacău, după cum s-a consemnat în procese verbale reprezentate unităților administrative teritoriale, membre și-au manifestat în mod repetat mulțumire și au solicitat ca o remediere a modului de stabilire a taxei de salubrizare. Eu am apreciat că fiind mai avantajoasă și eficientă pentru fiecare comună, oraș sau municipiu și că interesul public local ar fi mai bine realizat prin stabilirea sumelor de plată aferente serviciilor de salubrizare în funcție de cantitățile efectiv colectate de la toți utilizatorii serviciilor, transportate la stații de transfer, sortare, compostare, respectiv depozitare, de pe rază teritorială a fiecărui unități administrative teritoriale în parte. De asemenea, s-a solicitat posibilitatea finanțării cheltuielor de funcționare a serviciului de salubrizare cu respectare principiului de recuperare integrale de către operatori și prin subvenții de la bugetul local a costurilor de operare potrivit dispozițiilor articolului 25 litera din legea numărul 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare. Față de cele mai sus menționate, în vederea asigurării sustenabilității și viabilității proiectului de finanțare europeană nerambursabil, Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, apreciem că se impune ajustarea mecanismelor de stabilire și încasare, respectiv plata serviciilor de salubrizare și cu aplicarea articolului 25 din documentul de poziție, potrivit căreia orice modificare a clauzelor acordului va fi făcută prin act adițional, aprobat și semnat de toate părțile în conformitate cu cerințele prevăzute de decizia de finanțare a proiectului. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Mulțumim, vă rog, Comisia Juridică. Da, Comisia Juridică a luat cunoștință de aprobarea actului adițional modificat și după aia aprobat ulterior. Ceea ce ține de punctul 6, trebuie să vină în sprijin și punctul 7, care automat se regăsește și 8 o să vină la fel. Dar menționăm că o să vadă poate rezultate după punctul 7, dacă se pune ceva în mișcare, referitor la deșeurile de pe raza comunei noastre. Dacă vor scădea semnificativ, o să ne ajute și la punctul 7, la actul adițional, ceea ce este favorabil pentru noi. Și
Comisia Juridică de aviz favorabil pentru proiectul numărul 7. Vă rog, sunt și alte propuneri, că nu supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnul primar, pentru prezentarea punctului 8 al ordinii de zi. Expunere din motivele de aprobare a acordului numărul 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Vaprul, numărul 180 din 2357 din 06052015, aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Rompres Service SA. Doamne și domnule consilier, Consiliul Local al Comunei Buciu m-a aprobat prin hotărârea numărul 11 din 19.05.2009, participarea unității administrative teritoriale în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Favorizare Bacău și a mandatat asociația ca numele și pentru Comuna Apucim să încheie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare. ADIS Bacău a încheiat contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 pentru 2537 din 06.05.2015, cu operatorul SC Compania Rompres Service SA. Ca urmare a modificării mecanismului de stabilire și încasare respectiv plata serviciului de salubrizare prin actul acțional numărul 3, la documentul de poziție a necesității implementării unor măsuri pentru eficientizarea activității serviciului în sensul modificării ritmului de colectare a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, se impune modificarea contractului de concesionare numărul 180 per 2357 din 06.05.2015 prin actul acțional numărul 3. Precizăm că Agenția pentru Protecția Mediului Bacău și Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, prin adresa numărul 15106 din 7-12-2018, respectiv adresa numărul 20246 din 6-12-2018, și-a exprimat punctul de vedere favorabil în legătură cu aceste modificări. Prin adresa numărul 7032 din 06-12-2018, SC Compania Rompres Service SA, completată cu adresa numărul 7039 din 18-12-2018 a solicitat în temeiul articolului 17 alineatul 4 din contractul de concesionare prin delegarea gestiunii serviciilor de colectare și în transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 iar 2357 din 06-05-2015, modificarea tarifelor de prestație cu respectarea prevederilor ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, numărul 109 pe 2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al colectărilor. Față de cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale la județul Bacău, numărul 180 pe 2357 din 06-05-2015 și prin aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Rompres Service SA. Aici e vorba de ce am zis mai înainte, de cantitatea de deșeuri care o să fie colectate de la fiecare comună, rural sau urban. La rural o să fie 300 78 de lei pe tonă cu TVA-ul, dar la tonajul care l-am avut de 550 de tone pe anul 2018 ar fi vreo 2 miliarde și 200 de mii de lei. Dacă o luăm pe tonă ne ducem mai tare la fund dacă nu facem reducerea și vorbitul cu cetățenii. Singura soluție, care v-am spus-o și mai înainte, singura este reducerea cantităților de gunoi. Nu de gunoi, de fel de fel, de minun și pune în pubel. Că dacă ar pune numai gunoi menajer, un nailoane, ce mai strânge de la, da? Fiindcă de la țară la rural. Nu ai ce să arunci mâncare. Mâncarea ai păsări, ai purcele, ai pățel, ai ce ai în ogadă. La țară, la rural, toate astea merg, nu merg în pubelă. Merg la animalele din curte care le ai. La oraș, da. Ai apartament, n-ai cățel, n-ai purcel, n-ai nimic, n-ai facă, n-ai capă, n-ai nimic.
Acolo trebuie toate, mâncare, tot ce rămâne, pâine, restul de mâncare, la pubelă, în fața blocului. Dar aici la țară nu se poate da așa ceva, ține numai care nu are nimic în ogradă. Mai există gospodari, nu-i clar? Da, nu, comuna Buciun, eu sper că sunt 99,9 numai gospodari. Da. Optimist. Și fiind gospodari, măturăm în curte moluzul și punem pubelă și după șansă mărul ăla cu lopata de pe șansul betonat care ne-a făcut în fața porților lor, ia mărul ăla și-l punem pubelă. Că au zis că ei n-au un noi menajer. Și cenușa de la sobă sau de la centrală, i-am zis la unul, venit de la oraș, a cumpărat ar la casă la Buciu. Ce să fac el cu cenușa? După scrisoarea care i-am trimis-o. Mă mai și oprește în se pune cu prază de cea, de unde ai venit? De la apartament. Că tu n-ai auzit în viața ta că se pune pe braza de cea. La un copac, la rădăcina la copac, pentru... Ne. Cel mai complex în dacă... Dacă reducem gunoi aproape la jumate, la 250 de tone pe an, ajungem la prețul, exact la prețul care au pus ei pentru 2019, 4,17. Ei sunt pe aproape, dar numai când trebuie să aruncăm toate minunile acolo. Ei sunt pe aproape cu prețul ăsta. Da, ne respectăm că 400 de mii de locuitori scot gunoi pentru 750 de mii de locuitori, ne respectăm de astea, mașinile care au mers la Ecosud Bacău au dus cantități de gunoi, pe urmă s-a deschis groapa asfaltă de gunoi de selecare la Unești, nu mai au transportul până la Bacău, dar e cantitate de gunoi. Și acolo când intră mașina, trece cu calculator, pe cântar, cu cântărești, asta e de la comună, nu există care... Toți au interesul să fie real acolo. Că pe cantitate de gunoi și așa e bănuțul. Cam asta e. Altă... Am făcut fel de fel de socote. Și pe om, și pe mai, și cu 5 lei, și cu 6,82. 6,82 mi se pare mult. Dar dacă reducem la jumate, ajungem la prețul normal. Dacă ajungem la reducem, atunci reducem și din taxa asta de 6,82. Dacă reducem la jumate, e până în 5 lei. 4,17, 4,50. Poate o să umblăm. Facem o evaluare. Da, o să umblăm, o să umblăm din nou. Dacă se reduce cu noi la taxa care o punem pe cetățean. Cam atât. Mulțumim, vă rog, de și Comisia Juridică să spună părerea. Comisia Juridică a luat la cunoștință de la punctul 8. Actul adițional numărul 3 se referă la compania Rompresc, care a mărit taxa de salubrizare, care este 5,82 lei, mărită de primărie, care s-a discutat în punctul respectiv. Noi am luat la cunoștință, trebuie să ducem o campanie de informare și rezultatele vor scădea prețul la efectiv la taxa de salubrizare. Dar rezultatele se vor vedea în timp dacă se rezolvă și se realizează ceva pe baza comunii. Deci cu ajutorul nostru și asta trebuie să ajungem. Noi avem aviz favorabil pentru ceea ce s-a discutat. Rămâne să avem rezultatele noi în continuare. Mulțumim. Alte propuneri pentru acest punct al ordinii de zi? Mai sunt? Vă rog, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim că am încheiat un an. O să punctul, ne vedem. Mai sunt, mai sunt un punct de diverse. Și dăm punctul da, nou. Da, nouă la diverse, diverse, dacă sunt diverse. Da, la diverse. Am înțeles. Domnul Florin. Da, da, da. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi. Nu vorbi până la după aia. Ar fi mult de vorbit, dar o să mă răspundeți în așa fel încât să... O să iau subiectul lucrării. Dacă ar fi să ne referim la aceste ședințe din acest an, deci încheiem un an cu bine. Un an în care se vede că toate proiectele de hotărâre au fost aprobate, deci nu au fost boicotate, n-au fost schimbări. Asta înseamnă că suntem o echipă, indiferent de ce culoare politică suntem, înseamnă că suntem pentru oameni. Toate proiectele de hotărâre au fost adoptate, deci făcute de domnul primar. Aici eu spun așa că au fost proiecte de hotărâre în care sunt proiecte foarte bune, sunt proiecte pentru comunitate.
Dacă m-aș referi un pic la sectorul meu de activitate, așa cum am spus, în sectorul romilor, dumneavoastră știți că avem la Biserica Cunț, la Biserica Cunț, deci un cimitir. Datorită domnului Gabi Oancea, am fost ajutați pentru un moș de-a lui să lărgim acest cimitir, de să ne extindem mai mult. Prin extinderea cimitirului am făcut un drum de 3 metri, de la cap la cap. Nu am ținut cont că sunt rom, că sunt român. Deci am făcut port de intrare frumos, am făcut o organizare foarte bună. Extinderea cimitirului a avut ca scop, vă spun exact, gândirea mea pentru a face o casă prasnicală. Nu puteam, bineînțeles, ca să îmi propun singur, trebuia să discut cu domnul primar. Domnul primar mi-a spus clar în față, băiete, te angajezi în acest proiect de hotărâre, dar știi că nu este atât de ușor, este foarte greu. Păi, domn primar, și trebuie să facem? Trebuie să facem în felul următor. Ne punem cap la cap cu părintele să vedem despre ce este vorba. Am venit la masa rotundă, am discutat această problemă cu părintele, cu domnul primar și am ieșit la un rezultat. La un rezultat, spun eu că este un rezultat bun și foarte bun. Proiectarea acestei case prasnicale a fost pe un teren care a fost foarte accidentat. Nu am făcut-o chiar mare, 9 metri jumate pe 5 metri jumate, propunându-ți-o dintr-o cameră, într-o sală, o cameră de bucătărie și o tablă. Bineînțeles, așa cum am spus, fără ajutorul domnului primar nu putea face absolut nimic. Nu știam cum, nu știam cum vine, nu știam ce înseamnă măsurători, nu știam ce înseamnă acea râpă. S-a deplasat într-adevăr cu utilajele, a venit într-o zi, hai să vedem ce ai și ne-am dus acolo. Am ajuns la o înțelegere. Fii atent aici, te apuci, te ajut până aici, de acolo închei. Am alte probleme în cap. Așa și era, că erau probleme foarte multe. De exemplu, cum a fost problema digului în care a venit apa mare și a fost, a luat digul, s-a muncit foarte mult la dig. Am fost solicitat acolo de către domn primar, am făcut un dig improvizabil prin care am răspuns la chemarea dumnealui, pentru că era și clasul să răspund. Și am continuat jos. Deplasându-se domn primar cu niște echipe, într-adevăr a turnat planșeul. Planșeul turnând foarte, asta mi-a fost greu. S-a conceput această lucrare pentru 2 ani. Datorită ajutorului domnului primar, datorită ajutorului domnului viceprimar, prin care a stat alături de mine toată vara, mi-erau și rușine și sun la telefon, avem nevoie de asta, avem... consemnați numai ce este important, doamna secretară, că nu am pretenție la... Am început să finalizăm această lucrare. Cum am început să o finalizăm? Deci implicându-mă direct în această lucrare, am luat o casă de domn primar. Băi, nu sunt bani, fii atent ce faci. Mergi înainte, domn primar. Băi, dai înainte. Băi, dar tu ai de gând să termin. Da, domn primar. Nu te oprești, nu mă opresc. Și, într-adevăr, această casă plasticară a fost finalizată. Este făcută în folosul comunității, folosită de toată comunitatea, indiferent care au dat bani sau care n-au dat bani. Deci toți au fost să folosească această casă plasticară. Aduc mulțumire în fața frontului, în fața dumneavoastră, că mă ascultați cu atenție și domnului primar, dumneavoastră personal, când suntem la închidere de an, vă doresc un an nou fericit, multă sănătate și să ne înțelegem și în anul 2019, așa că avem multe probleme de realizat, cum ne-am înțeles anul ăsta. Transmit multă sănătate echipii de televiziune prin care ne asistă la fiecare ședință. Am omis să vorbesc o singură treabă. Am fost anul ăsta chemat la câteva probleme în Bucium. Datorită elevilor și așa organizații prin care am văzut este doamna moldoveană prin care a făcut foarte multe sebări și cu vă spun, am rămas foarte uimit cu educația elevilor prin care se face în satul Bust. Cu asta închei și vă spun, Doamne ajută să ne întâlnim sănătoși și la anul. Mulțumim! Mulțumim! Cantieri, două cuvinte pot să spun și eu. Cine dorește? Deci Consiliul Local la Bucium dorește la mulți ani. La toți colegii și colaborare fructuoasă între primărie și Consiliul Local. Suntem foarte mulțumiți de colaborare și urăm la mulți ani și un an nou mai bun. Să ne vedem cu bine. Mai e cineva? Mai zic eu două cuvinte. Nu așa multe ca Corică, că eu nu am așa. Concis, concis. Mai las, doamnelor și domnilor consilieri. Eu vă mulțumesc din suflet. Ați fost alături de mine anul acesta. A fost un an bun. Un an bun pentru comuna noastră. Sper și 2019 să fie mai bun ca 2018.
Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, mulțumesc colectivului, colegilor mei din această primărie, că trup și suflet pentru comuna noastră. Mulțumesc de asemenea televiziunii, exclusiv pentru venitul la Bucim și dat pe post așezintele de Consiliul Local. Vă urez un an bun, multă sănătate, anul care vine. Le urez tuturor bucimenilor, oriunde s-ar afla ei, că mai sunt și mai departe de comuna noastră, multă sănătate, un an cu bucurie, să fiți sănătoși. Mulțumim. Sărbători fericite și din partea echipei exclusiv. Mulțumim.